Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea UP tren. Sunt Laura Vieru și vă invit să fiți alături de noi și să ne urmăriți pe Facebook, dar și pe YouTube. Se apropie sărbătorile și odată cu ele deja ne-am făcut planuri despre meniu și ce bucate să punem pe masă. Tante Emilia, din Coșteiu de Sus, ne va dezvălui astăzi câteva secrete despre bucătăria tradițională. Bună seara, Tante Emilia, și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți până la noi în studio. Bună seara și bine v-am găsit! Sunteți, sunte, îmi sunteți dragi că m-ați invitat și cu mare drag am venit la dumneavoastră și cu o drag dezvălui pentru că ceea ce o să vă spun trebuie să fie pe masă fiecărui din, din țara asta pentru că atunci sunt sărbătorile frumoase. Ce bucate să nu ne lipsească de... Hai de mine! Deci ca la, ban, ca la bănățeni. Da. Deci în... Raport cu mâncarea: trebuie să fie supă, sarme, carne, cărnați fri pentru că tăiem porcii, cotletul pe masă care e frumos, aranjat acolo, o desface cu ochiul și neapărat prăjiturile, cozonacul prăjiturile, tortul care nu lipsește de la sărbătorile mari. Și Crăciunul este o sărbătoare mare care, care ne face e, cu ochiul să avem masa belșugată ca să-i anul care vine să fie la fel de îmbelșugat. Deci, practic, e o tradiție. Trebuie o să tradiție. avem pe masă tot, tot felul ce... de mâncări. Da, Chiar dacă nu reușim să le mâncăm toate, dar, dar tradiția spune că dacă ai masă îmbelșugată, tot așa -ți va fi și anul care vine îmbelșugat. Și ca fiecare ne sperăm că să ne fie anul cât mai îmbelșugat și plin de... Toate. Tante Emilia, da. de când trebuie să începem noi să gătim aceste mâncăruri? Depinde de bucătăreasă. Deci dacă ești îndemanatică, în două zile ai făcut pe toate și în seara de Crăciun, ai tot dormi pe, pe, masă. pe, masă că ești obosită. Da, ești. De ce? Nu dormi <laughs> pe masă că n-ai timp să dormi, <laughs> pentru că te gândești mâine e Crăciunul. Stai să vedem, asta am făcut, asta am făcut, asta trebuie să mai fac. Și în ziua de Crăciun totul trebuie să fie perfect. Trebuie să ne facem o listă? Dacă nu ții minte, da. Dar, deci, noi care suntem la o vârstă, deja avem lista de mulți ani în, în, cap, care nu ne lipsesc aceste lucruri. De exemplu, la prăjituri de Crăciun nu lipsesc haioșele, pentru că tăiem porcul, avem untura proaspătă și atunci facem niște haioșe de... de... Ai pârâie la tine în gură când mănânci, <laughs> sunt super bune, da, și sunt foarte căutate pentru că toată lumea, haioș, haioș, da, și e foarte bun. De când ați învățat să gătiți și de unde vine acest, această pasiune pentru... Ai, deci, pasiunea mea este de mică, pentru că mama, mama ne ținea pe lângă, ei, pe lângă ea în bucătărie. Și atunci, de acolo îmi vine, vine, mirosul de bucătărie, vine, vine, gustul de bucătărie, pentru că eu când pun o mâncare pe foc, din start îmi dau seama ce gust să-i dau. Tot așa de bine, mirosul de bucătărie. Pentru mine, mirosul de bucătărie este exact ca pentru cocoanele de la oraș care, care se dau cu parfumul fin și îi simt mirosul, pentru că eu, dacă m-aș da eu, n-aș face diferența. Dar exact aceeași pasiune am eu pentru gătit și mirosul bucătăriei ca și Doamnele pentru parfumuri bune. Bun, mama v-a învățat. Așa. Și eu am preluat de la ea tot ce mi s-a părut mie că e bun și am dus mai departe cu mult drag și cu multă pasiune, pentru că eu când mă simt în bucătărie sunt în largul meu, deci eu acolo acolo am mai făcut comparația asta și o fac din nou pe vremuri făceam goblenuri, macrame și în macrame avea diferite modele să bagi în frunzuliță, în floare și așa mai departe. Și îți venea modelul așa, din cap. Așa îmi vin mie gusturile mâncărilor și mâncăruri sofisticate, adică totuși menținem linia dreaptă a, a mâncărurilor tradiționale, doar că mai adăugăm temircea. Faceți puține să... îmbunătățiri. Bunătățiri și, cum zic unii, ca să fie platingul frumos, ca să iei ochiul la cel care gustă. Deci, ați învățat să le și aranjați frumos în farfurie. Da, deci, din ce în ce mai frumos, ca să atrag pe cel care vine în gostie, că așa vin, vin neamurile, vin copii acasă. Pentru, pentru, mine, când vin copii acasă, e o adevărată sărbătoare, dar mai ales de sărbători de Crăciun. Deci nu se poate să nu ai masa încărcată cu de toate. Haideți puțin la mama acasă și să ne povestiți așa, dacă nu făceați cum trebuie sau nu ieșea sau poate nu sărați mâncarea, vă certa? Deci nu ne certa, Adevărul e că mama a fost foarte, foarte bine intenționată și uh, prin asta, probabil, am și prins drag. Pentru că niciodată nu a zis că nu-i bine, cu toate că își dă de seama că nu-i bine. Dar zice, bine, Emilia, ai făcut așa, dar să știi că altă dată să mai adaugi aia sau să mai puni sau să iei din nu știu ce și nu știu cum. Deci ne dădea de înțeles prin faptul cum ne explica că n am făcut bine, dar nu că ne-a certat, că nu ne-a certat. Era foarte, foarte drăguță cu noi și, și în ziua de astăzi îi mulțumesc că încă este pe lângă noi, care are 87 nu, de și ani, Și mult înainte. Da, și tata trăiește. Și e aia. mândră, stați puțin acum să vă întreb: este mândră de dumneavoastră ba, și acum de să nu. E, deci, eu sunt de origine slovacă și când am vorbit la Radio Timișoara, am vorbit la emisiunea etnică niilor, ceva de genul, nu mai țin minte cum, bine, am vorbit și în slovacă dar mai mult în română și părinții mei care sunt mai bătrâni și bine, mai uite, mai așa tata a fost atât de mândru când a auzit asta e tușca mea la de vocea lui e tușca mea dar ei unde sunt? ei sunt în Comuna Chevereș satul Vucova da. da, am și... înțeles da, acolo trăiesc. Sora mea s-a mutat de la oraș când a rămas la pensie ca să nu fie singuri și te îngrijește, adică deocamdată nu e nevoie că Ce încă bine. se, se mențină, mențină singur. Da, deci mă bucur că încă pot să spun că sunt copil. Dar, tante Emilia, este foarte vestită, așa aș spune, nu doar la nivel local, e și național. Și de aia și întrebam, oare ei acum, când vă văd așa și la televizor, într-o emisiune și în alte emisiune, și la radio și peste tot... Simt așa o mândrie că... Sunt o mândrie că... Și mama că v-a învățat de da, toate. Că, că, că m-au crescut corect. Deci asta este mândria lor și tata nu vorbește mult, dar vorbește rar, dar a păsat așa și zice... Emilia, mă bucur că te-am crescut, cum te-am crescut? Deci nu spune că bine sau rău, dar cum te-am crescut? Și eu îmi dau seama că vrea să mă laude, dar nu cu gura mare, că pe urmă mă iau la așa mi se urcă. <laughs> Dacă când mergeți la ei acasă, Poate când erau puțin mai tineri, vă fac, vă prepară mâncărurile din copilărie? Exact așa cum făceau când am fost noi mici. Nu, nu tot timpul am fost bogați. Și nu, deci, noi suntem mutați în satul Vucova de la Bihor. Suntem bihoreni de origine. Eu am avut trei ani și când m-am mutat aici. Adică cu părinți, cu tot. Și bunicii de acolo ne trimiteau de Crăciun, ne trimiteau pachet, cu saloane, cu uh, inimioare, cu cizmulițe, cu turtă dulce, de fapt, din aia colorată, cu păpușă, cu oglindă și chestii de apă. puneam la pom. Deci era o bucurie că ne trimite. Deci mama niciodată nu și-a făcut griji că trebuie să cumpere ceva să împodobească bradul. Nu cred, deci Bradu era împodobit cu turtă, cu turtă dulce oh, și cu saloane, fără. dar Vai turtă dulce, fără. toată colorată, foarte frumoasă. <laughs> Da, și uh, mama acasă, ca să ne facă cadouri, pentru că nu, nu eram atât de bogați ca să primim cadouri sub rad, dar cadoul ei era tot legat de bucătărie. Uh, pe fiecare în parte ne-a întrebat ce dulce ai vrea să mănânci. Și atunci eu ziceam, una, frate meu, alta, soră A, mea, frumos, altceva și, și asta, era, pare, asta da. era cadoul nostru de, de Crăciun. Da. Ce frumos, un desert. Un desert Și ce, ce vă plăcea dumneavoastră să mâncați? Ah, mie care care uh, prăjitura? prăjitura și mâncarea preferată. Uh, mâncarea preferată uh, nu pot să Spun că, că toate mâncărurile sunt bune și eu le mănânc cu drag. Doar că prăjitura preferată am este în limba slovacă, că nu știu cum se traduce, Medova torta. Deci, adică un tort de miere, miere de, albină. de albină. Da, știu. Știți că și rușii au, se, numesc, se numește Medovic. Meduvic. La noi se zice Medova torta și asta erau niște foi numai cu miere de albină, deci cu miere de albină, ou și nucă da. și umplute cu frișcă, în frișcă băgat tot nucă, nucă. Da. și uh, era prăjitura mea preferată și cum o făcea mama nu face nimeni și nici eu. Nici eu, chiar <laughs> nu cred. <laughs> eu am alte prăjituri care le fac cu drag și așa, dar nici n-am mai făcut de mult, dar... Asta părea... nu este ca la mama acasă. Nu, niciodată. Deci gustul ăla nu se uită. Deci gustul copilăriei nu se uită. Am, fost nezb... am făcut nezbătii când am fost copii de Crăciun, când se tăiau porcii. Mă trimiteam sat după temirce și eu mă duceam la o prietenă, care Dumnezeu să o odihnească nu mai este în ziua de astăzi, și ne îmbrăcam așa, mai țigăngi, nu știu cum, la ea acasă, și ne duceam. Deci, ne mergea mintea, ne duceam prin sat, că foarte mult tăia, foarte mulți oameni tăiau, tăiau porci, porci atunci. Da. Și atunci ne duceam și testam oamenii care sunt buni la suflet și care nu. Și ne duceam la cerșit. Nu cred Da, deci ăsta a fost un test Și pe urmă ne treceam pe caiet Ăla ne-a dat ceva, ăla nu ne-a dat, ăla ne <laughs> Nu știu cum <laughs> Da, deci ne-ați de copii Dar nu eram chiar așa copii, că aveam 11-12 ani dar de Tot copii, erați dar... atunci, era mai copii decât acum copiii la 11 Da, dar vreau să spun că unde ne-a dus mintea să testăm oamenii Păi și ce făceați cu lista aia neagră în care erau oamenii? Deci da, de ce ține minte că acolo nu ne mai băgăm? Că să Dar așa că întotdeauna, fiind satul mare, se întâmpla în ziua respectivă să taie 10-15 pe familie, și noi ca copii știam tot, unde guiță porcu. Ah, și... Nu cred, da. și ascultați, așa unde da, ei se aud... că atunci nu erau telefoane, atunci ascultam cu urechea sau ne uitam la ceas și ne făceam întâlniri sau ne făceam cu mâna din celălalt capăt a uliții la ora fixă sau chestii de astea, copilărești. Și vreau să spun că veneam așa cu o plasă, dar un fel de straiță, cu jumătate de straiță de tempir ce acolo, de cărnați, de jumări, de ce, ce primeam de la fiecare. <laughs> și întâmplarea face că s-a <clears throat> făcut noapte pe noi, pe când am ajuns așa de la unul la altul. Mama s-a dus la fântâna mare după apă și ne-a auzit vorbind. Și și-a dat seama că sunt eu cu prietena mea. Vai, ce vă fac? Eu te-am trimis pe tine pentru o oră nu știu unde și tu nu mai vii acasă. Dacă ne-au văzut cum suntem, noi tot, după ea, eu am mers acasă și numai bine, îmbrăcate așa, sumar cu nu știu ce pe noi acolo, că v-am zis că suntem țigăni la la cerșit. Și frate meu când ne vede după, după mama, venit și noi, așa îmbrăcate, nu ne-au recunoscut și au luat o mătrușe, și ne-au oh, tras o nu bătută. Au zis, dar nu se poate niciodată la tăiatul porcului să nu fim liniștiți, trebuie să fiți și voi aici, pa! Până când uh, și-a dat seama că de fapt e soră. <laughs> da, foarte multe nezbății din astea copilărești care care în ziua de astăzi râd ele, care copiii în ziua de astăzi nu, nu, le prea. nu, le, mai trăiesc. Da, nu le mai, da, trăiesc. Nu le mai trăiesc. Sau mergeam, cum, cum ți-am spus, că mama au fost cu călaiul după apă, că era o fântână mare în mijlocul satului și acolo a fost un pic de dâmpșor. Și când pica prima zăpadă și până când era zăpadă, toți copiii din sat a -a, eram acolo. Și că mama să ne lasă, deci ajungeam cu apa acasă, când mama nu se uita, goleam apa. A, și făceați, uh... Ca să, Nu, o goleam ca să ne trimite iară. A, Mama, de fapt, nu apă. mai este apă și atunci iară <laughs> ne duceam și veneam peste o oră, două. <laughs> da, frumos, frumoasă copilărie am avut, așa, așa cum a fost, dar a fost foarte frumoasă și mă bucur că am putut transmite și fiicei mele și nepoții mei au crescut tot la sat în toate vacanțele cu toate că au fost aici în oraș au venit acasă și eu tot ce, ce a fost frumos în viața mea le-am transmis și lor ce frumos da, pentru că e e frumos